Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Gianina Iacob de Academia de Tenis a lui Victor Hănescu. În general, l-am mai vorbit. Noutatea e alta. Pentru a crea nu doar oameni minunati, ci și sportivi valoroși, Victor a angajat actori de la universitate pentru a-i ajuta pe micuți să scape de frici și de emoții destructive. Dezbatem azi subiectul cu Rareș Zlătaru, consultant de business Academia Victor Hănescu și normal cu Victor Hănescu în persoană. Bună ziua, domnilor! Bine ați revenit la Zoom Sport! Bună ziua! Nu mai idei mărețe, frumoase, aveți de unde vă vin? Din ce se întâmplă în viață, în general, din lucrurile pe care le-am trăit și eu ca sportiv, lucruri care vreau să le aduc în tenisul din România și lucruri care cred că sunt benefice pentru cei mici care sunt la început de drum și vor să facă performanță în tenis, vor să devină niște oameni frumoși. Ce mi se pare interesant, Rareș, este faptul că în lume nu mai există, nu numai că o academie de tenis, o academie de sport în general care să aibă actori să inspire pe copii, să-i ajute. De unde e practic ideea voastră? Adică de unde v-ați inspirat voi? Dacă ne uităm în întreaga lume, mari traineri, speakeri discută despre dezvoltarea tuturor inteligențelor. Și hai, nu luăm 9 sau mai multe, dar măcar primele 4, pe cea fizică, cea emoțională, cea mentală și cea spirituală. Și atunci ai nevoie de o echipă complementară, o echipă cu specialiști care să te ajute să dai copiilor mediul de care au nevoie pentru dezvoltarea lor. Deja vedem că și în școli încep ore în zona asta de dezvoltare personală, să spunem așa. Ai nevoie să îi ajut să conștientizeze mai bine emoțiile lor, să-ți dai seama de ce dialog interior au și atunci folosim și echipă de psihologi și echipă de actori care de fapt sunt profesori universitari și predau la actorie. Nu sunt doar niște actori. Alex este regizor în viața de zi cu zi, Monica la fel este profesor și pe amândoi putem găsi la Godot. Oh, super! Deci putem să-i vedem și live cum interpretează roluri. Corect. Bun, haideți să vedem materialul și apoi revenim în studio să povestim, pentru că așa veți vedea și dumneavoastră cei de acasă ce lucruri frumoase face Victor Hănescu la Academie. Despre frică și emoție, numai de bine, spune o vorbă veche din popor, dar care a reușit, într-un fel sau altul, să treacă testul timpului. De altfel, fiecare individ este călăuzit în viață de emoții și pentru a-și atinge potențialul maxim este imperios necesar să-și controleze temerile. Este exclus să fugă de ele, să le nege sau să le ascundă. La concluzia asta ajunge și Victor Hănescu după o viață petrecută pe terenul de tenis. Când s-a retras din sportul de performanță, a știut ce are de făcut și a deschis o academie unde, încet, dar sigur, începe să aibă rezultate, dar toate urmând o logică firească și chiar o stare a învingătorilor, a celor care știu ce vor, care gândesc la scară înaltă, visează la fel, dar încep cu pași mici. Pentru că primul pas făcut, oricât de mic este, reprezintă un început. La Academia de Tenis a lui Victor Hănescu, frica nu te împiedică să fii tu, să te descoperi și să lupți. Frica este controlată și învinsă și, pe lângă pregătirea fizică și tactică, Hănescu le-a adus viitorilor campioni și doi profesori de actorie care să învețe să-și controleze emoțiile în timpul partidelor de tenis. Am făcut foarte repede legătura între o scenă mai mică, care este actoria, și o scenă mai mare, care este arena de tenis și am dat seama că este o asemănare foarte mare și când ești pe scena cea mică trebuie să intri în această stare de liniște, în această stare în care poți să îți exprimi emoțiile cum vrei tu, să ai libertate de a improviza, de a veni cu idei rapide. Exact ca și în tenis, când sunt momente grele pe teren și trebuie să improvizezi și să găsești soluții. Tenisul este un sport foarte dificil de multe ori din prisma acestor emoții care sunt greu de gestionat și mă bucur să am pe Alex și Monica în echipă, să-i ajute pe copii să înțeleagă această parte, să înțeleagă că emoțiile sunt normale, că trebuie doar să învețe să le gestioneze. Și prin aceste exerciții, prin aceste workshop-uri, să-i facem pe ei să devină mai buni atât pe teren cât și în afara terenului de tenis. Exercițiile sunt simple, implică multă joacă și multă distracție.
Rezultatul final nu vine imediat, nu vine peste noapte și nici după câteva ședințe de mental coaching. Se vede în timp, chiar pe teren, se simte în forța jucătorilor, în dorința lor de victorie și reușită net superioară celorlalți. Sigur că totul se întâmplă în minte. Din minte ni se pun barierele, mintea ne arată fricile și ne dă ideea că poate suntem mai slab pregătiți, poate nu reușim să facem anumite lucruri. Mintea pornește, după care sufletul reacționează și începe să se strângă și începem să avem acele reacții de frică. În momentul în care lucrezi mintea și energia asta, care noi avem o energie foarte puternică și oamenii sunt foarte puternici și numai trebuie să știm, trebuie să o conștientizăm. În momentul în care o conștientizezi și începi să o folosești, este o plăcere imensă. Ați văzut cum am lucrat cu băiatul? Ați văzut că el a început așa și alerga așa pentru că se aduna, pentru că era frică de ce e în față și în momentul în care a început să mă învingă cu privirea, a început să-și folosească energia lui naturală pe care o are de la părinții lui și de la Dumnezeu. A început să o simtă, a simțit plăcere, adică avea o bucurie de a trece peste mine și de a-mi demonstra că e mai puternic decât mine, care dădea în joc, pentru că noi facem niște jocuri aici. Noi nu suntem în război. Ținem, ne pregătim și ziceți. Hai, hai, pe tine, hai, hai, că nu mi-e frică, hai, hai, așa, 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 așa. Bine, 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 bine. Și... Din privire. Așa, din privire. Cu cât partenerul e mai puternic, cu atât voi puteți să fiți mai puternici. Înțelegeți? E minunat că Victor s-a gândit la asta, fiind cine este și înțelegând pe pielea lui că lucrurile astea contează și s-a gândit ca pentru ei să aducă oameni care să-i ridice la toate nivelurile. Îmi lucrăm oricum de joc. Că pierd, că câștig, că doar am jucat, că mă bucur oricum. Da, e aici. Și noi avem bucuria jocului în teatru și au bucuria jocului pe teren. Academia de tenis continuă joaca, exerciții menite să confere încredere, să restabilească ordinea sufletească acolo unde e nevoie și să deseneze curajul în culori vii și prietenești. La fiecare meci când pierdeam, în timpul meciului nu plângeam, nu eram supărat ca să nu arăt adversarului, dar după meci simțeam emoțional că am pierdut, că n-am dat tot cea mai bun din mine. Iar de acum când fac cu actorii și majoritatea de aici, de la club, mă ajută să-mi stăpânesc emoțiile și chiar dacă pierd, mă ajută să mă gândesc la ceva pozitiv și mă gândesc la ce, la partea plină a paharului, nu la cea goală. Deci ce am înțeles? Ce am înțeles? Că frica există? Există, dar putem trece peste ea în majoritatea momentelor. Dacă o să pierd, nu am nimic de pierdut, am numai de câștigat. Între învins și învingător e o nimica toată, o lume întreagă, un ocean de stări, de emoții și de frici. Și numai unul singur știe să le gestioneze. Factorul psihologic oricum reprezintă 50% din orice activitate, cel puțin din punctul meu de vedere. Oricât de bine ești pregătit într-un domeniu, în momentul în care ești pus în situația de a efectua ceea ce știi să faci, ceea ce ești pregătit să faci, factorul psihologic devine esențial. Pentru că poți să fii deturnat dintr-o multitudine de factori. Și... Mai vezi la tine, cum mai fac. Mai mult, Andra. Hai că pot. L-am învins. Eu am o vorbă că există o autostradă între minte și emoții. Și autostrada presupune că nu poți să schimbi sensul așa de ușor, decât din când în când poți să schimbi sensul. Așa că emoția care se naște înăuntrul tău se duce imediat la minte și îți generează un sistem de gânduri, un întreg sistem de gânduri, un eșafodaj greșit de gânduri pe care tu nu mai poți regla pe urmă. De asta e bine să lucrezi la nivelul emoțional, să reușești să înțelegi ce simți, emoțiile pe care le simți. Frica, în general, și iubirea sunt cele două emoții primordiale și ce e între frică și iubire e tot ce știm noi ca emoții. Foarte mulți dintre ei au această reacție. Nu știu de ce am pierdut. În momentul în care nu știi de ce ai pierdut, înseamnă că nu-ți controlezi bine emoțiile. O privire greșit interpretată de la partenerul de peste fileu, în general, poate duce la pierderea meciului. Tu-l vezi și ai senzația că ceva
Și în momentul în care tu ai o senzație că ceva la celălalt, s-a terminat. Nu, nu s-a terminat. Tocmai asta predau cei doi profesori de actorie. Tocmai asta le solicită Victor Hănescu elevilor la Academie. Să aibă încredere, să aibă curaj, să lupte, să se ridice, să continue, să se agațe de fiecare oportunitate și să învingă. Despre frică și emoție, vorba aceea, numai de bine. Băieți, bravo vouă, felicitări! V-am stărat Dumnezeu cu așa instinct, așa inspirație. Ce mă întrebam eu mai devreme și pe perioada reportajului, l-am auzit pe băiețelul acela de 12 ani. Vreau să văd partea plină a paharului, nu pe cea goală. Eu am 31 de ani și de-abia am reușit să devin conștientă de lucrul ăsta, cred că în urmă cu un an. Ce înseamnă pentru un copil la 12 ani deja să știe lucrurile mentale? Ok, o să ia mai mult timp, să zicem, până le integrează. Dar la nivel mental, să știi la 12 ani, mi se pare senzațional. Da, este senzațional. Și uitându-mă acum la material, mi se pare senzațional și asta îmi dă încredere, bucurie, îmi dă o stare de bine să văd că acești copii învață aceste lucruri atât de la această vârstă. Și asta ne arată că la 16, 17, 18 ani ei deja o să fie conștienți de aceste lucruri, o să le aplice în viața lor și asta este un câștig imens. Aș fi vrut și eu să am astfel de cursuri, de lecții, de profesori la vârsta lor, dar important este că am înțeles aceste lucruri și că pot să le dau mai departe către cei mici. Da, probabil că situația asta în care te afli tu acum de profesor îți creează oricum o satisfacție, bănuiesc. Da, este ceva diferit oricum față de zona de sport de performanță. Acum să vin către cei mici, să îi ghidez, să îi ajut, să le aduc un sistem, zic eu, care să fie în jurul lor și să-i ducă către performanță, este un lucru diferit și frumos pentru mine. Deci, practic, eu am un copil, le zic, doamne, vreau să crești frumos, să faci sport, ce putem face? Uite, ne ducem la Victor Hănescu, ai acolo psiholog, ai actori, faci și sport, ok, dacă o să-ți iasă de performanță, dacă nu o să-ți iasă, oricum e bine că faci sport. Mi se pare o academie completă din toate punctele de vedere. Rareș, cred că tu ești responsabil mai mult cu partea asta care nu se vede și îmi doream să te întreb, ce reacție au avut actorii în momentul în care i-ai întrebat dacă sunt de acord să facă lucrul acesta? Echipa de actori a venit în primul rând de la Victor, a fost recomandarea lui. Uh-huh. El a lucrat în trecut cu ei și așa noi foloseam înainte și alți actori, dar Monica și cu Alex sunt, cred că, cei mai potriviți pentru ceea ce facem noi acum. Din spate, tu spui așa că îți iei copilul și l-aduci la noi. Când vin la ușă la noi, să știi că întrebăm părinții, ești pregătit de călătoria asta? Serios? Nu se oprește aici. Nu înseamnă... Orice mămică astăzi își dorește ca să aibă un copil care joacă tenis. Orice tătic vrea să aibă un Federer în casă. Dar nu sunt doar cele două, trei lovituri care le vedem noi la televizor, la jurnal, 30 de secunde. Și aia înseamnă Federer sau exact. Orice... E o muncă în spate și mai ales mediul pe care noi încercăm să-l construim aici este împreună cu părinții. Ei sunt mediul de bază de unde pleacă educația copilului. Actorii, antrenorii pe teren, noi, staff-ul, preparatorul fizic, psihologul care lucrează cu ei foarte mult pe zona de mental. Suntem doar o părticică din universul lor. Și eroii sunt copiii în primul rând, care în fiecare zi după ce se duc la școală trebuie să vină la antrenament și dau... E un efort pentru copilașii ăștia micuți care îi vezi aici, gândește că fac cam 2-3 ore în plus față de toți ceilalți copii. Pe zona numai de tenis și pregătire fizică, plus zona de mental sau de emoții. Părinții sunt cei care trebuie să vină în fiecare weekend cu ei la cantonamente, să-i aducă bunici, bone, șofer. E un arsenal întreg de oameni care stau în spatele acestor copii ca ei să performeze și să aibă o astfel de șansă. Da, cum spunea și Victor, în tinerețile noastre poate nu am avut parte de un asemenea model. Noi aducem aici în echipă un model complex și de asta întrebăm și părinții dacă sunt pregătiți de călătorie, pentru că asta înseamnă că nu mai au weekenduri libere și în fiecare zi va trebui să aducă copilul la antrenament.
Își poate, rare își permite o familie din România cu venituri normale să își aducă copilul la Academia de Tenis Victor Hănescu? Adică bănuiesc că sunt și niște costuri în momentul în care voi oferiți ce oferiți și costurile sunt pe măsură, așa cum și tenisul, știm că este un sport destul de costisitor. Când spun pe măsură, mă întreb de fiecare dată ce rezultat obțin. Și avem copii în provincie care plătesc peste 2.000-3.000 de euro numai pe antrenor de tenis, care fac private cu ei, iau, îi mută. Costurile de turnee, costurile de... Tenisul e un sport scump, să spunem așa, nu e unul. La fotbal ai luat o minge, 24 de oameni acolo vin și joacă. Nu e un... La tenis nu mai e un set de rachete, dacă luăm la... Nu pot să compar asta. Noi am creat acest pachet, să spunem noi că este affordable, este pentru oricine. Ai și psiholog, și tenis, și zonă de emoții, și nutriție, și tot ce ai nevoie ca și echipă în spate, și kineto, într-un pachet în care, în mod normal, în provincie sau în altă parte, plătești doar un antrenor. Uh-huh. Am înțeles. Da? Deci noi am creat în zona asta să susținem. Pentru noi proiectul, acum un an jumătate, când am început cu el, nu a fost un proiect de profit. Sau să-l facem ca un proiect de business. Nu ne-am dus în zona asta. Mai fac o glumă cu Victor și spun, nu te plătesc nici anul ăsta. De ce? Pentru că bugetul pe care îl facem sau ce investim pentru că ne dorim să aducem copiilor să aibă cea mai bună structură și preferăm mai întâi să avem un staff de calitate, antrenori de calitate, sunt de top. Toți pe care îi găsești în echipă sunt de top. Și Firicel Tomai, și Florian Arsenescu. Toți au antrenat jucători mari. S-au creat jucători foarte mari, cum e Simona sau cum e Victor. Deci, ca să ai acces la astfel de oameni, să ai acces la know-how lui Victor, noi ne dorim să creăm acest sistem. Am mers și către sponsori, avem nevoie de susținere. Sunt mulți copii, într-adevăr, care nu-și permit să stea în cadrul Academiei și care sunt sponsorizați de către Victor în momentul de față. Nu am făcut public asta pentru că în fiecare zi avem, cred că, 10 cereri de vreau și eu de la o rachetă, vreau și eu, nu știu, echipament, suport financiar sau alte lucruri. Lucruri pe care nu discutăm despre ele public. Dar avem copii pe care îi susținem, care nu își permit lucrul ăsta și încercăm să-i ajutăm cu tot ce ne stă în putință. Wow! Și să vezi după aia, Victor, că peste ani și ani ai crescut campion. Satisfacția e și da, mai mare. Este o satisfacție mare să-i vezi că, în primul rând, să poți să ajuți, pentru că și eu am fost ajutat, susținut la 14-15 ani, când îmi permiteam să ies din țară, să merg la turnee. Au fost oameni care m-au susținut, au crezut în mine și doresc să pot să întorc și eu acest lucru înapoi, să ajut anumiți copii care au o situație materială mai nu atât de bună. Și văd bucurie în ochii lor, văd dorință de a face performanță, sunt conștienți de șansa pe care o au și lucrurile astea mă bucură enorm. Bun, auzeam mai devreme în reportaj pe Alex, actorul vostru, care spunea în felul următor: nu știu de ce am pierdut, să zicem că zice un copil de la tenis, da? Explicația lui Alex a fost așa: înseamnă că nu ți-ai gestionat bine emoțiile. Ceea ce se mai întâmplă și în ziua de azi, inclusiv la Simona Halep, zice lumea. Da. Așa este. De multe ori poate să fie doar partea mentală sau partea emoțională și ca și sportiv de foarte multe ori tinzi să spui astăzi nu mi-a mers serviciu, din cauza asta am pierdut. Dar serviciul ăla cu o zi înainte mergea, serviciul înainte de antrenament dădea ea și înainte de meci dădea ea și la meci nu a mai mers. Deci nu este practic o problemă tehnică, este o problemă mentală sau emoțională. Ai avut un adversar de care ți-a fost teamă, a fost un meci în care nu ai avut încredere și atunci aceste lucruri se răsfrâng către partea tehnică și atunci tendința sportivului e să spună că nu i-a mers o anumită lovitură și nu acceptă că el practic nu a fost într-o stare pozitivă sau într-o stare de maximă concentrare. Tu vorbești acum cu siguranță și din experiența ta. Recunoști că au fost momente de genul acesta în viața ta, când probabil stă totul a depins de fapt de emoțiile tale în câștigarea unui meci? Foarte multe momente. Foarte multe momente. La acea vreme nu-mi dădeam seama. Spuneam că exact ce am spus mai devreme, că nu știu, nu mi-a mers lovitura de dreapta sau... Dar am învățat, am realizat de unde proveneau aceste lucruri și
Mi-aduc aminte și de Djokovic, că a declarat lucrurile acestea despre finalul unui meci când pierzi și când, în general, toți sportivii se plâng de partea tehnică, și chiar el a spus că este, de fapt, partea mentală care ne joacă feste și care ne dereglează. Pe vremea ta, ca să zic așa, Federer, Nadal, Djokovic făceau ceea ce faci tu la academie cu copiii? Adică te uitai oarecum cu jind așa când, după un meci, să zicem, Federer mergea și discuta cu psihologul sau... Ei nu au, practic, acum 10 ani nu prea se vorbea despre lucrurile astea. Djokovic cred că a fost primul care acum 4-5 ani a început să spună că lucrează cu un psiholog, că are anumite tehnici. Deci, într-un fel, țineau lucrurile astea destul de ascunse. Dar în ziua de astăzi vedem, dacă ne interesăm, vedem în toate revistele și peste tot la televizor că și Serena Williams a lucrat cu un coach pe zona sportivă, Djokovic, Berdych, foarte mulți jucători, pentru că este normal, nu este vorba numai de lovitura de dreapta, de pregătirea fizică, este o luptă interioară, de asta și tenisul este considerat unul dintre, sau cel mai dificil sport la nivel mental, pentru că pe lângă că ai un adversar în partea cealaltă a fileului, mai este și adversarul din interior. Tine interior, care îți creează tot felul de situații dificile, și atunci asta pentru mine cred că este cea mai mare luptă, să-ți învingi adversarul din interior. Da, foarte interesant. Da. Pentru că tot ești aici la noi și știi foarte bine tenis și la propriu și la figurat, aș dori să te întreb de US Open, atât băieți cât și fete, pentru că se apropie acum la sfârșitul lui august. Are Simona Halep șanse să câștige? Aud întrebarea asta foarte des și mereu spun cred că are și ea se întreabă, până și voi putea și eu să câștig un turneu de Grand Slam? De putut poate. Este vorba de cât de mult crede, cât de mult are încredere în forțele ei proprii, pentru că tenis știe să joace, ne-a arătat, am văzut, fizic excelent, se deplasează incredibil, deci până la urmă ajungem tot la starea mentală sau starea emoțională care poate să facă diferența într-un astfel de scenariu. Am înțeles. Îți povesteam și înainte de emisiune, colegii mei din redacție au auzit că vii la emisiune și atunci mi-au sugerat să te întreb vis-a-vis de situația lui Djokovic. S-a întâmplat ca o jucătoare de tenis din circuit să declare că Djokovic ar fi oarecum acoperit de cei din ATP, cum că s-ar doba și atunci cei din ATP îl acoperă ca să nu se mediatizeze că el este sub influența altor substanțe, să zicem așa. Ți s-a întâmplat și ție să auzi lucrul acesta sau ai auzit de treaba asta? Se discută, sunt speculații pe acest subiect, dar e foarte greu să spun ceva concret pentru că nu cunosc detalii. Vreau să cred că tenisul este un sport curat, vreau să cred că acești jucători cu care m-am întâlnit și eu au fost corecți și au luptat cinstit, ca să spun așa, pentru că este un sport frumos, un sport nobil. Am făcut parte din această generație și am reușit să joc cu toți acești mari sportivi și eu vreau să cred că sunt curați și că au ajuns acolo pe muncă, pe foarte multă muncă. Și nu vreau să mă gândesc o clipă că ar lua substanțe interzise. Uite, apropo de partea emoțională, e posibil ca partea emoțională să influențeze foarte tare și forma fizică, să-ți dea atât de mult încredere în tine încât să prinzi și putere fizică? Corect, da. Că o sesizăm asta, clar, la Djokovic. Dar și la Djokovic sau se vorbește despre zona în afara terenului, unde poate nu se înțelege cu soția sau sunt anumite, are un copil, poate, știu că vine și al doilea copil. Deci, clar, viața lui s-a schimbat. Nu mai poate să aibă aceeași liniște, același focus doar pe tenis. Zi de zi să fii concentrat, a fost la un nivel, a avut rezultate. Nu știu dacă mai există aceeași motivație. Și e normal să vină și această pantă descendentă în care lucrurile să nu mai meargă bine. Și eu aș pune accentul pe zona asta mai degrabă decât să mă gândesc că
nu-și mai ia pastilele miraculoase. Dar au fost surprize, nu? Am văzut mari sportivi care, după ani de zile, am observat că s-au fost prinși cu diferite substanțe și atunci există acest semn de întrebare continuu. Bun, dragilor, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la Zoom Sport. S-a terminat emisiunea. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Rareș, nu știu ce invenții o să mai aduci la Academia de Tenis Victor Hănescu. Vă așteptăm cu noutăți vis-a-vis de tabere, vis-a-vis de tot ceea ce voi aduceți nou acolo și frumos. Vă mulțumesc și să aveți succes în continuare. Mulțumim frumos! Doamnelor, domnilor, așadar, aici se încheie emisiunea Zoom Sport. Dumneavoastră rămâneți în continuare pentru că urmează imediat știri cu Ioana Scărlătescu. Pe curând!